Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit în această duminică ploioasă, pot să spun că afară este o vreme foarte răcoroasă. Bănuiesc că dumneavoastră acasă stați lenjer în fătorile dumneavoastră și ascultați o muzică bună și frumoasă, doar numai aici, la Columna TV, la emisiunea Pe un picior de plai. Iată, dragii mei, după o mică pauză, iarăși de vreo săptămână, așa, nu am fost în fața micului ecran, v-am spus, asta este perioada artiștilor, când merg la evenimentele, când se va încheia, o să facem emisiuni pe fiecare duminică. Până atunci mai săriți și noi câte una, dar nu vă lăsăm cu ochii să vă uitați la un ecran alb, dar tot la fel emisiuni de muzică populară, folclor și tot ce doriți dumneavoastră puteți să urmăriți și în orele în fiecare duminică, atunci când nu fac emisiune. Dragii mei, cred că este pentru prima dată, să zic așa, la mine în cadrul emisiunii, am o superbă cântăreață. Niciodată nu a fost, a participat la celelalte emisiuni a colegilor mele, dar nu a fost niciodată la mine. Cu siguranță a luat și o piatră, că am văzut că avem niște pietre foarte frumoase pe aici în fața televiziunii. Și este vorba despre Maria Vasilache. Bine ai venit, draga mea, la mine în emisiune și sper să nu fie ultima dată. Bine te-am găsit, Ani, și dacă stau bine și mi-aduc aminte, pentru a doua oară, dar tu ai uitat. Păi nu, cred că a fost acum vreo 7-8-10 ani. Mă rog, mă bucur din suflet că am reușit să ajung la tine. Într-un final, da, într-un final. Deci nu trebuie să te superi, dar știi prea bine că noi suntem cu activitățile noastre și cu serviciu. Și nu este târziu și ușa vă este deschisă atunci când doriți fiecare. Cu mare drag. Și cu altă ocazie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în această emisiune. Lângă Maria Vasilache se află Răzvan Vișan. Răzvan Vișan, dumneavoastră l-ați mai văzut acum câteva luni la noi în cadrul emisiunii Pe un picior de plai. A fost de multe ori, a participat. Îi mulțumesc din suflet pentru acest lucru, că de fiecare dată, de câte ori l-am chemat, a răspuns cu promptitudine și a fost prezent în cadrul emisiunii mele. Bine ai revenit, Răzvan! Bine v-am regăsit, domnul! Cântăm în această duminică, ne distrăm. Cântăm ca la nuntă. Cântăm ca la nuntă, da. Noi suntem cam obosiți, că așa este normal, dar n-are nimic. Aici ne-a trecut de toate supărările și de toate oboselile. Lângă Răzvan Vișan se află co-prezentatoarea mea, binecunoscută, Andrada Dobrescu. Bună ziua și bine v-am găsit, vă spun și eu. Sper să ne urmăriți până la finalul acestei emisiuni și să nu uitați să ne contactați la numărul de telefon afișat pe ecran. Cu siguranță o vor face telespectatorii, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Din păcate, cofetarul nostru, domnul Ionica Fumatul, salutăm de aici, din studio, și îl așteptăm doar duminica viitoare să fie alături de noi, să alături aici. Nu avem nimic astăzi pus pe masă pentru invitații noștri, deci se cunoaște că nu mai avem cofetar, așa că, nea Ionica, fii atent ce am făcut. Mi-era o foame că am venit dimineața la 7:30 de la nuntă. Și mi-era o foame și jos aici, lângă noi, e o plăcintărie, patiserie, mă rog, ce este. Mi-am luat ceva să mănânc, că știam. Dacă ați mâncat la nuntă, ce vă mai trebuie? Păi nu, că hai să spun ceva, că eu nici la nuntă n-am mâncat. N-am mâncat. Atunci colegii mei, eu am ajuns seara, colegii mei mâncaseră probabil până au venit mirii de la biserică. Și apoi eu n-am mai reușit să mai mănânc, dar am mâncat o friptură dimineața abia. Atunci am mâncat și eu, oricum nu mănânc la nunți, nu obișnuiesc să mănânc noaptea la nunți, că dacă mănânc trebuie să mă și culc după aia și nu mă lasă lumea să dorm. Ei, cu ocazia asta vreau și eu să dedic toată mapa muzicală, toate cântecele frumoase așternute în cadrul emisiunii Pe un picior de plai de invitații mei de mine, pentru că voi cânta și eu în această duminică și de coprezentatoarea mea, celor de la Mărcești, acolo unde am fost la cel frumos eveniment aseară, mirilor, nașilor, socrilor mari, socrilor mici, în ultimul rând, celor care au fost prezenți invitații, bineînțeles. Vreau să le dedic toată mapa muzicală, să le doresc numai bine, casă de piatră, tot binele din lume, și mi-au zis majoritatea oamenilor acolo unde am putut să mă așez la o masă și să stau de vorbă, că urmărește cu mare drag această emisiune și că place tuturor. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Luăm și în prim telefon în această duminică și spunem alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua. Dați televizorul dumneavoastră mai încet, dacă vreți, și ne auzim prin intermediul telefonului. Așadar, mă numesc Mariana Tache. Da, doamna Mariana. O fostă colegă de serviciu de-a lui Băriuca. Da. De la patiserie. Vreau să salut pe această cale, să-i urez multă, multă sănătate și toate cele bune. Mulțumesc frumos, Mariana. Ce surpriză! Chiar nu de unde sunteți, doamna Mariana? Din oraș? Din Târgoviște, da? Poftim, nu-l aud. Din Târgoviște sunteți?
Da, din Târgoviște, mă știe. Păi bineînțeles, Maria, dar eu nu vă știam. Da. Mulțumesc, Maria. Pentru părinții mei, pentru copiii mei, o melodie care știe ea că îmi place. Da, cu da. Siguranță. Dacă ați lucrat, probabil că o punea și la serviciu să cânte, nu? Da, bineînțeles. Ei, atunci o să vă cânte, Maria, dacă este pregătită pentru... Bine, mulțumesc mult de tot. Sănătate și numai bine, doamnă, și rămâneți alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Ok. La revedere și numai bine. Maria, vreau să vorbesc cu tine pentru început. Ce-ai făcut în ultima? Știu că ești... liber profesionist, tu nu ai o trupă, deci nu putem să dăm nume la o trupă pentru că nu există acea trupă, dar tu ești liber profesionist ca și artist și cânti cu cine? Da, deocamdată nu, de la anul poate, dacă mi-ajută Dumnezeu, nu știu, sper să lege ceva. Adică să lege să faci o formație, m-a da. M-a solicitat, am fost cu mare drag, am cântat pentru... Tu și în seara asta vei merge la treabă, da? Da, voi merge și în seara asta. O să-i salutăm și pe colegii noștri unde tu vei fi prezentă. Da, și chiar vreau, dacă îmi dai voie, să fac niște dedicații pentru început. Vreau să dedic melodiile mele pentru toate colegele mele de la serviciu, inclusiv șefele, și vreau să le mulțumesc pentru sprijinul acordat. Știu ele, așa. Te mai învoiești așa că n-ai treabă de plecat, da, nu? Da, tu știi prea bine că mai avem nevoie de lucrul acesta. De asemenea, vreau să, pentru toți colegele mele de cântec, le doresc mult succes pe la anul, multe cântări, să dea Domnul să fie bine. Doamne ajută tuturor! Pentru familia mea, că mă susține și mă sprijină, le mulțumesc. Fetele tale. Pentru vecinii mei, pentru cunoștințele și, de ce nu, pentru toată lumea iubitoare de folclor. Cu mare drag le dedic aceste melodii. Mai luăm un telefon, îmi spun colegii mei și spunem, alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Vă ascultăm! Domnul meu, da, vă ascultăm, dar închideți dumneavoastră, dați sonorul la televizor încet și ne auzim doar numai prin telefon. Sunt Manca Petru din Sien. De unde? Și aș dori să dau și o dedicație la dumneavoastră emisiune, dacă se poate. Cum să nu, cu mare drag? Pentru mama mea, pentru tatăl meu, fratele meu și pentru toți cei care mă cunosc. De unde ne sunați? Din orașul Fien, județul Dâmbovița. De la Fien. Și special pentru cumnata mea, Manta Mihaela. De ce pentru special pentru cumnata ta? Și sărbătorește vreo zi onomastică astăzi? Nu, am o simpatie așa pentru ea. Da? E un lucru frumos atunci. Înseamnă că sunteți o familie unită. Uite, eu vă dedic și toată mapa muzicală, așa cum ai spus, să fie pentru toată familia ta. Mulțumesc frumos! Vă pupic dulce și rămâneți alături de noi. Sănătate și numai bine! Vă zic așa, dacă am... ce avem? Nu-l aud deloc, noi vorbim prin semne aici. Deci dacă am făcut cunoștință cu câțiva din telespectatorii noștri, dacă am discutat câteva cuvinte cu Maria Vasilache, eu zic că a venit timpul să o și punem la treabă, că dar n-a venit. Nu puteți? De ce nu putem? Nu putem de la vremea asta, probabil că ni s-au cam blocat aparatura aici, probabil și de la vremea asta cablurile, nu știu ce se întâmplă, că foarte greu ați văzut, am reușit să și... începem această emisiune, am început-o cu întârziere, deci trebuia la ora 13, am început-o cu întârziere. Să sperăm că până la finalul emisiunii vom putea să depășim aceste probleme tehnice. Alo, bună ziua! Alo! Da, vă ascultăm! Să rămână! Bună ziua! Vreau să dau și o dedicație pentru Cristi Păduraru. Cu mare drag! Sunt în comuna Șotânga. Din Șotânga, da. Județul Dâmbovița. Și vreți să vă cânte Răzvan, că Răzvan e aproape acolo de dumneavoastră. Da, da. Da? Da. Ce vreți, ceva de pădurari sau? Da, ceva de pădurari. Nu știu dacă invitații mei au așternut pentru această duminică, dar dacă este nevoie, o să vă fredonăm noi o strofă. Vă mulțumim frumos. Nu? Cu mare drag. Mulțumim din suflet pentru telefonul dumneavoastră. V-am pupăcit. Sănătate și numai bine!
Aș vrea și eu să fac câteva dedicații, dacă tot... Dacă tot avem probleme tehnice, cum să nu? Vreau să dedic toată mapa muzicală de astăzi, tuturor rudelor mele din Valea Lungă, în special celor care poartă numele de Dobrescu, bunicilor mele din Glodeni Vale și lui Marian. Marian fiind unchiul tău, unde va fi mire la anul viitor, da? Da. Doamne ajută, Casa de Piatră, îți dorim Marian și tot binele numai copiii mulți, o echipă de fotbal, dacă se poate, că ăștia ne-au dus fericire, speranță și nădejde în familiile noastre, bineînțeles. Răzvan, tu vrei să faci și tu câteva dedicații? Dacă vrei să faci, uite, ai microfonul lângă Andrada. Stai să mai luăm un telefon și între timp tu îți memorezi așa cu vrei să-i faci dedicații. Spune-mi, alo, bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Ani! Bună ziua, vă ascultăm! Sunteți o păpușă și o frumoasă! Mulțumesc, săruna! Știi cine e? Doamna Cati, cred că după voce. Am o ureche muzicală. Doamna Ani, da. Vreau să-i doresc lui doamna Măriuca multă sănătate, tot binele din lume, dacă are un CD-ul să-mi lase și mie la columna. Maria cu tine vorbește. E o doamnă, fidelă a emisiunii noastre. Spuneți că sunt prietena lui Mari, Gheorman. E prietena lui Maria Gheorman și tu cum cânti cu Maria Gheorman la foarte multe evenimente? Vreau și eu un CD de la doamna Mari și vreau și o melodie aia cu mama. Care o cântă dânsa. Dacă nu vorbești la microfon, dai Răzvan microfonul, nu o să ne audă. Dacă colegii din... Da, o să schimbăm. În a doua parte a emisiunii, în pauză, o să schimbăm acea melodie. Și să-mi dați și mie un CD, doamna Mari, că îmi place cum cântați. Cu mare drag. Sunteți o păpușă. Mulțumesc frumos, să rămână. Unde pot să vă găsesc? Acasă. Pe pagina de Facebook, Maria Vasilache, mă puteți găsi. N-am eu Facebook, din ăla, n-am. Vă las telefonul meu în regie. Da, 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 și putem lua legătura cu, chiar cu Maria Gheorman, colega mea și... Bun, vă mulțumesc. Lăsați-mi și mie un CD în emisiune. Da, 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 cu mare drag. Bun. Sănătate și numai bine, doamna Cati. Eu, o telespectatoare fidelă a emisiunii noastre, pe un picior de plai, iubește foarte mult folclorul și ne bucurăm din suflet că este alături de noi de fiecare dată. Deci dacă prima melodie ar putea să fie schimbată de colegul... Poate, acum chiar nu putem să o mai schimbăm din nou, de așa noi am început. Poftiți? Da, da. În pauze o schimbăm. Dacă colegul meu din emisie îmi spune că și s-a reglementat toate problemele astea tehnice, noi putem da drumul la spectacol, fraților. Ia să, până una alta, să dea și Răzvan câteva dedicații, că rămăseseră la el. Răzvane, tu ești cam obosit. Păi și, ca și dumneavoastră. Dedic și eu toate melodiile din această emisiune, cântate de dumneavoastră, de doamna Mari, de mine și... De Andrada. De Andrada, colaboratoarea dumneavoastră, pentru toți prietenii mei, pentru nașii mei și toți care mă cunosc și pentru toți telespectatorii. Vreau să-i salut și pe colegii mei cu care voi munci de seară, la Vatra. Și sper să fie bine, să dea Domnul să ne... Doamne ajută, cu siguranță va ieși lucrurile așa cum să cuvine, pentru că sunteți profesioniști și trebuie să o faceți lucrurile așa cum să cuvine. Păi eu zic așa, dacă am făcut cunoștință și am discutat câteva cuvinte cu fiecare dintre voi, dintre invitații mei, eu zic să-i dăm drumul la treabă și să o trecem pe Maria Vasilache la locușorul nostru acolo de cântat și să ne cânte, să ne cânte două piese pentru început, două piese, probabil sunt noi în cadrul emisiunii Pe un picior de plai și haideți cu toții să le ascultăm cu mare drag și să fie dedicate pentru celor care au intrat cu noi în direct și pentru cei care stau în spatele ecranelor și știu că nu au curajul să pună mâna pe receptor și să spună un alo, pentru că emoțiile sunt constructive și este și normal. Muzica cu Maria Vasilache. Thank you.
No me
Maricica, uite, eu îți spun așa, bea suică cât vrei că e degeaba astăzi. Hai să mai luăm un telefon. Mulțumim foarte mult, o să discutăm despre aceste piese minunate ale tale. Să luăm un telefon, că avem un telespectator care ne așteaptă la capătul firului și spune-mi, alo, bună ziua! Alo? 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 Nu mai ne răspunde telespectatorul nostru, probabil că a închis telefonul, am să mai fac o dată un anunț. Pentru cei dintre dumneavoastră care vreți să intrați în legătură directă cu noi, atunci când cântăm, noi nu putem să luăm telefoanele cu dumneavoastră în direct, așa că ne cerem tot noi scuze față de dumneavoastră, că datorită dumneavoastră noi suntem aici, că vă iubim și că vă respectăm din tot sufletul nostru. Păi eu zic așa, haideți să luăm telefonul, între timp a și revenit de la spectatorul și spunem, alu, bună ziua! Bună ziua, doamna Ani! Bună ziua, doamna Zolta! Nu mai bine, sunt din platou care au venit, le urez sănătate, înțelepciune și numai bine. Doamne ajută, să le ajute Dumnezeu să îndeplinească visele dumnealor cu orice. Pentru că mâine împlinește o nepoată de-a mea, 12 ani, 16 ani. 16 ani, mulți înainte. Da, 16 ani, o cheamă Tabacu Denisa Maria. Și urez multă sănătate, înțelepciune și tot ce își îndeplinească ce are ea în viață și gând bune, să fie înaintea lui Dumnezeu. Toate cântecele de astăzi le urez ei și prietenilor ei, pentru că s-a sărbătorit aseară. Toată mapa muzicală să fie pentru ea și pentru cei care o ascultă și numai bine și fericire. Și pentru cei din Râul Alb, le dedic acest program la dumneavoastră, și cei din anii noastră și de ce nu 20 care vă ascultă să fie numai bine. Doamne ajută, doamna Ani și dumneavoastră și la toți care ne aude. Mulțumim din suflet, doamna Zolva, la mulți ani îi spunem și noi lui Denisa și mai târziu am o melodie de fetiță, de prințese, așa cum le spun eu. Am o melodie și o dedic din sufletelul meu. Nu numai pentru cei din județul Dâmbovița, acest post de televiziune, am spus și repet din nou, să prinde în circa 17 județe. Ați văzut și dumneavoastră, ne sună lumea și din alte județe, Ilfov, Giurgiu, Galați și așa mai departe, așa că noi le dedicăm toată mapa muzicală tuturor dintre dumneavoastră și vă spunem numai bine și să ne urmăriți cu mare drag. Dragii mei, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni în forță cu invitații mei cu muzică și voie bună pauză. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid.
Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicina recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te îmbeți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu oferte pentru ochelari de soare de cele mai renumite mărci din lume. Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlife. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll. În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook magazin lenjerie intimă. Daniela, eleganța începe cu lenjeria intimă pe care o porți. Super Endurance Technology, noua generație de baterii Rombat. Bateria numărul 1 în România. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Am revenit, stimați telespectatori, cu invitații mei din această duminică. Am luat și pauza noastră de publicitate. Vrei și să spui ceva, Andreea? Da, aș avea și eu câteva întrebări pentru invitații noștri. Cum să nu întreabă? Că de-aia m-a dus aici, pune-i la cămașa de forță. Doamna Maria, vreau să vă întreb dacă vă simțiți un om împlinit. Da, nu pot să zic că nu mă simt un om împlinit. Am două fete frumoase, deștepte, să le dea Dumnezeu sănătate, să le dea noroc. Să vă trăiască. Sunt un om împlinit, pot să spun. Ce planuri aveți de viitor?
Ne răspunde, o să ne răspundă Maria, dar să nu lăsăm telespectator. Și spune alo. Alo, bună ziua. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Haideți să continuăm cu... Te rog să repeți întrebarea, că nu mă știu. Ce planuri aveți de viitor? Să-mi ajute Dumnezeu, în primul rând, să-mi dea sănătate, să pot să continui cariera. Asta este viața mea, îmi place foarte mult, deci ar fi păcat să... Și îmi pare foarte rău atât singurul lucru care... Că nu mă moștenesc fetele, să ducă mai departe ștafeta. Asta e, mă, regret. Dar asta... Nu știu dacă trebuie să... Probabil că nici nu le place. Alt gen de muzică, nu vreau să amintesc că le place, că ca de obicei tot tineretul, majoritatea, nu toți, dar asta e. Și pe domnul Răzvan Vișan, abordați și alt stil muzical? Tu vă spună, doamna Ani. Vreau să vă spun eu că l-am avut aseară cu mine la nuntă, de toate, și manele, și ușoară, și populară, și romanțată, și valsuri, și de tot. Felicitări, bravo lui, chiar mi-a plăcut foarte mult, a făcut un program extraordinar și nu cred că două programe a făcut sănătoase așa la acea nuntă seară. Foarte frumos, felicitările lui. Vă mulțumesc. Și care este piesa dragă sufletului dumneavoastră? Mai multe piese, chiar nu pot să mă gândesc acum. Nu există una mai specială așa? Despre băiat, da, are dreptate, doamna. Bine, am mai multe melodii de băiat, dar... Din casă, eu știu cum a devenit tată Răzvan pentru a doua oară, așa că îl felicităm și spunem să vină sănătos și al doilea copilaș al lui pe lume. Și cântăm la botez. Și cântăm la botez, bineînțeles. Așa, și să vină și al doilea primoare băiețel, nu? Poate a doua va fi un pui de fată, nu? Ca așa, orice părinți își doresc să aibă o pereche, să fiți sănătoși și voi și copilașii voștri și să ne vedem de multe ori în... și în alte împrejurări, numai într-o emisiune, nu numai la anunț, chiar și undeva, să bem o cafea undeva, să ne relaxăm și să vorbim de ale noastre, strict de ale noastre. Haideți să luăm telefon, luăm telefonul, nu a închis. Dragi telespectatori, mai repet o dată, vă rog eu din suflet, închideți dumneavoastră televizorul și vorbim prin telefon, că altfel niciodată nu ne putem înțelege. Nu o să ne putem înțelege și nu ajungem la nicio discuție. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua, doamna Ani. Bună ziua, vă ascultăm. Este traducă la telefon, doamnă. Cine sunteți? Alo? Da. M-auziți? Da, vă aud. Din partea Peter Răducă, multă sănătate și tot ce vă doriți și pentru toți care mă cunosc și toți și dumneavoastră, colectivul Columna, multă sănătate din partea familiei Titel Răduț. Mulțumim din suflet, domnul Titel. N-ați mai intrat de mult cu noi în direct. Multă sănătate din partea mea. Sănătate și numai bună, bine, domnul Titel, și rămâneți alături de noi. Că chiar acum și că îl punem pe Răzvan la locul de muncă, cât mai avem până la prima parte a emisiunii când intrăm în 3 minute? Da? Dacă avem 3 minute, eu zic să o punem pe Andrada. Să ne cânte Andrada, da, dacă tot așa, ca să le luăm așa în ordine, frumos, omenește, frățește și continuăm cu invitații mei pentru a doua parte a emisiunii. Noi am intrat și cam târziu în emisiune din cauza problemelor tehnice, așa că o să cântăm toate melodiile puse și așternute pe hârtie pentru dumneavoastră cu dedicație specială. Muzica cu Andrada Dobrescu. Colo de la mătuce, linii care draga mea,
dragă, stimați respectatori, de fiecare dată v-am zis, a crescut fata mea atât de mare și mi-e drag rău de tot cum cântă această melodie, foarte frumos a ieșit, se potrivește. O să auziți de acum încolo ani de zile de Andrada Dobrescu. Ea crește sub privirea mea, sub ochii dumneavoastră, sub celor care ne urmăriți de acasă și peste vreo 5 anișori așa o să o invitați cu mare drag să vă cânte la evenimente. O voce superbă, un tril frumos, felicitările ei, atât al ei cât și a profesoarei ei, Cristina Gheorghilaș. Pupici dulci, draga mea, și soții, tot așa! Vă mulțumesc frumos! Așa că, dragii mei, luăm și pauza mare de publicitate, s-a scurs o oră cu vorbe, cu cântece, cu telefoane, ce repede trece timpul ăsta, ce este frumos să duce repede. Dar vom reveni în a doua parte a emisiunii să continuăm cu melodiile noastre frumoase. Pauză și vom reveni. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te îmbeți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgu Viște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgu Viște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, Stihl și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu oferte pentru ochelari de soare de cele mai renumite marci din lume. Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlife. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi. Ți-e poftă de mititei sau cârnăciori afumați? Magazinul Zoica te așteaptă să deguști produsele de carmangerie care se caracterizează prin calitate, prospețime și savoare. Pofta vine doar dacă privești rafturile pline de bunătăți pe care le poți degusta înainte de a le cumpăra. Carmangeria Zoica vă oferă o gamă variată de produse tradiționale românești la prețuri promoționale. Produsele sunt obținute în carmangerie proprie și nu conțin euri, coloranți, aditivi, injectare cu sare și apă.
Alege produsele proaspete și naturale direct din magazinul Zoica. Prețul ne recomandă, calitatea ne reprezintă. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau leduri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folii autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Tocmai ai vândut pe nimic un dar de neprețuit. Viața ta și a celorlalți. Fii responsabil. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență, formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Atenție la trecerile pentru pietoni! Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil.
Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Respect în trafic, pentru viață. Micuț, fii adus-mă stilogul. Să poate, domnule, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrân cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Am revenit, stimați telespectatori, în cadrul emisiunii Pe-n picior de plai cu invitații mei din această duminică. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați fost de la început de emisiune, este vorba despre Maria Vasălache în dreapta mea și lângă Maria Vasălache Răzvan Vișan și, bineînțeles, co-prezentatoarea mea, Andrada Dovrescu. Păi eu zic așa, vorbă multă, sărăcia omului. Eu zic așa să-l punem, i-a venit rândul și lui Răzvan să-l pune la muncă, că n-l-am mai pus de mult la muncă. Mai mult am stat de vorbă de seară, dar de dimineață, de fapt. De dimineață noi ne-am văzut și de seară nu l-am mai pus la treabă. Așa că, Răzvan, eu zic așa, luăm telefonul, tu între timp îți tragi aer în piept și ne cânti cu drag și spor. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, cine sunteți, de unde ne sunați? Sunt Danice Lorenzo, din Bezdeaz. Din Bezdeaz, da. Județul Dâmbovița. Da. Aș vrea să dau și eu o dedicație pentru mama mea, mătușa și toate rudele mele. Da, să fie. Le urez sănătate multă și tot ce-ți doresc ele. Tu ești un copilaș, câți ani ai? Da, 11. 11, cum ai zis că te cheamă? Lorenzo. Lorenzo, uite, mami. Răzvan Vișan o să ne cânte acum o melodie. Eu îți dedic melodia asta, da? Muguraș de primăvară, de la mine și de la mămica ta și de la bunica ta și de la mătușa ta, pentru tine, da. E bine? Tu le-ai făcut lor și noi îți facem ție, e bine? Da, mulțumesc! Bine, Lorenzo, atunci... Vă doresc sănătate multe! Doamne ajută sănătate, te pupăcesc dulce! Răzvan, treci la locușorul nostru de cântat și să cântăm tuturor telespectatorilor Lorenzo pentru el, că este un copil isteț, ați văzut cum a intrat el în direct, trec pe plin de emoții, emoții avea sigur, 100% că făcea... Eu aveam un coleg la școală,
Avem un coleg la școală și salut dacă ne urmărește soția lui, știu că urmărește acest post de televiziune și când îl ridica la ore spunea, Vasile Lovin, prezent. Hai, Vasile, să te ascult la ore. Și el, de emoții ce avea de fiecare dată, făcea... avea un tic. Așa și Lorenzo. Mai luăm un telefon și Cătălin se pregătește pentru cele două melodii. Alo, bună ziua! Alo? Alo? Da? Să rămâinile. Bună ziua! Mă numesc Vărescu, sunt din Pucioasa. Da. Aș dori să fac și eu câteva dedicații. Cum în primul rând pentru fetița noastră, Anda Andreea. Da. Pentru soția mea, Mirela, și nu în ultimul rând, și mai ales pot să spun chiar în primul rând pentru nepoțelul meu, Davidus, care e plecat în Cipru cu părinții, Alin și Alexandra. Să fie, chiar acum îi dedicăm și o melodie lui Davidus. Mulțumesc mult de tot și nu în ultimul rând chiar și pentru dumneavoastră și pentru toți cei pe care îi aveți invitați acolo. Mulțumim din suflet, sunteți în dulce. Să rămâne o zi dulce. Mulțumim, mulțumim din suflet și eu pentru nepoțica dumneavoastră. Am să vă fac ceva, o melodie pentru fetiță mai târziu și pentru toți cei care au copii și fetiță și băieței să le trăiască și să bucure de creșterea lor. Muzica cu Răzvan Vișan. Primăvară înflorit în viața mea, copil sfânșa mea comoară, veci orașul lui tata. Măguraș de primăvară înflorit în viața mea, copil sfânșa mea comoară, veci orașul lui tata. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-e poartă, cine sprijin șalinare și-mi dă un pahar cu apă. Am cine să mă moștenească și-am pentru cine să trag. Am cine să mă aștepte acasă, veci orașul tate drag. Vreodată să-ți vină să plângi pe loc când copilul spune tată. Doamne, ce simt eu acum, nu m-aș fi gândit vreodată să-ți vină să plângi pe loc când copilul spune tată. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, cine-i sprijin șalinare și-mi dă un pahar cu apă. Am cine să mă moștenească și-am pentru cine să trag. Am cine să mă aștepte acasă, veci orașul tate drag. Cât am zile, fiindcă viața asta-i grea, toate relele din lume nu-i lua asupra mea. Am să-l păzesc, cât am zile, fiindcă viața asta-i grea, toate relele din lume nu-i lua asupra mea. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, cine-i sprijin șalinare și-mi dă un pahar cu apă. Am cine să mă moștenească și-am pentru cine să trag. Am cine să mă aștepte acasă, veci orașul tate drag.
săra, două veceare altul. Când are cu pil la masă, nu se dă pe tot bogatul. Cât e omul de săra, două veceare altul. Când are cu pil la masă, nu se dă pe tot bogatul. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, cine sprijin șalinare și-mi dă un pahar cu apă. Am cine să mă moștenească și-am pentru cine să trag. Am cine să mă aștepte acasă, fecionașul tate drag. Casa românului, de bie cu de toate, cu vivul și cu de toate. Când intri în casa lui, în casa românului, de bie cu de toate, cu vivul și cu de toate. Ca românul, ca românul, nu e pe lume niciunul, suflet bun, inimă mare, numai cu românul are. Ca românul, ca românul, nu e pe lume niciunul, suflet bun, inimă mare, cum nu vezi la oricare. Ce ar fi în lume, românul român române, și dacă ajunge bogat, știe de unde am plecat. Oriunde ar fi prin lume, românul român române, și dacă ajunge bogat, știe de unde am plecat. Ca românul, ca românul, nu e pe nume niciunul, suflet bun, inimă mare, tu mă vezi la oricare. Ca românul, ca românul, nu e pe nume niciunul, suflet bun, inimă mare, tu nu vezi la oricare. Soarta, nu-și uită casa și bata, și cu inima voioasă se-ntoarce cu drag acasă. Oriunde l-ar duce soarta, nu-și uită casa și bata, și cu inima voioasă se-ntoarce cu drag acasă. Ca românul, ca românul, nu e pe lume niciunul, suflet bun, inimă mare, tu nu vezi la oricare. Ca românul, ca românul, nu e pe lume niciunul, suflet bun, inimă mare, tu nu vezi la oricare.
vezi la urci care. Bravo, Răzvane, așa este, fraților, ca românul nu-i niciunul, pentru că românul este vesel tot timpul, plin de surprize, îi plac surprizele, îi plac evenimentele, îi place distracția, îi place să mănânce, îi place să distreze, îi place să doarme, îi place să și muncească, bineînțeles. Ce vrei mai azi? Avem telefon, nu? Atunci spunem, alo, bună ziua! Alo? Bună ziua, vă ascultăm! Să rămâne! Sunt Nicolae Zidaru, din Târgoviște. Da, domnul Nicolae. Vreau și o melodie cu Maria Vasilache. O avem aici prezentă, nu o punem noi la treabă. Da, să rămâne. Și să fie pentru familia mea, pentru băiatul meu plecat în America, pentru ginerele meu, care este viitorul giner, care este plecat în Anglia, și pentru fata mea, și pentru soție, pentru tot. Pentru tot ce mă cunosc, pentru vecini. Da, domnul Nicolae. Imediat vom cânta pentru dumneavoastră, pentru familie și pentru toți ascultătorii. O duminică plăcută. Vă mulțumesc, vă mulțumim că vă avem și ne uităm în permanență la dumneavoastră. Cele bune vă doresc. Doamne ajută, mulțumim din suflet și noi pentru privitorii noștri, de altfel telespectatorii noștri. Mulțumim din suflet, domnul Nicolae, și un piculeț mai târziu ne va cânta Maria Vasilache. Răzvan, ia microfonul și vreau să vorbesc cu tine. Ce? Ce? Nu știu ce îmi spune colegul meu. Răzvan, profesional, te simți împlinit? Mai ai ceva de adăugat ca și profesia ta artistică? Ceva? Mai trebuie pus acolo o componentă, ceva? Ce regresi, sau ce regresi cel mai mult în viața asta ta artistică, că nu ai făcut până la acest moment și că ar fi trebuit să faci cu ani de zile mai târziu și că acum îți vine un pic mai greu. Dar ne răspuns după această întrebare, după ce vom lua telefonul telespectatorului. Alo, bună ziua! Alo? Vă ascultăm? Bună ziua! Sunt în Târgoviște și vreau o dedicație pentru soția mea, pentru cunoastră mea și pentru cunoastră sora mea, Ioana. Da? Și pentru dumneavoastră. Cu mare drag, imediat acum. Bine, la revedere! Mulțumim mult, la revedere și dumneavoastră. Te ascultăm, Răzvan. Chiar nu am ți-am pus atâtea de multe întrebări că ai și uitat din ce ți-am spus chiar, și la obosea la care chiar o chiar nu am nimic de regretat. Chiar pentru muzică, eu am făcut liceu auto, după aceea am făcut facultatea de muzică. Când la un restaurant de 8 ani, pentru muzică chiar mi-am dedicat tot timpul. Ai lăsat și familia. Care ar fi, dacă te-aș pune să alegi între familie și muzică, care ar fi? Ar fi pe ambele locuri? Amândouă sau da, pe da, ambele locuri, da? Deci nu te-ai lăsat nici de muzică, familie, dar nici pe... Muzică. Da. Cum ți-ai... Câți ani de carieră ai tu? De la 13 ani am început să cânt la nunți, până la 32. Ai ceva. Ai dat și ani pe post. În altă ordine de idei, vreau să te mai întreb un lucru. E foarte greu, mai ales că tu cânti în restaurant de ani de zile. Cum ți-ai împărțit viața artistică, mergând seară de seară sau și în weekend-uri la evenimente? Cum ți-ai împărțit între viața ta familiară, fiind tată, fiind soț, gospodărie, că dar locuiești la curte, și viața artistică? Ai reușit să-ți depășești programul tău? Ai fost obosit, ai fost încărcat? Cum ai reușit? Cred că am reușit, adică am avut timp, cel puțin ziua, să stau împreună cu familia. Ziua. Da. Dar nopțile au fost lipsuri, nu? Cam așa ceva. Soția ta este alături de noi, că te-a adus la televiziune. Trebuie să-i mulțumim soției tale pentru că rezistă. Rezistă și că acceptă toate lucrurile astea, pentru că puțini sunt, da, atât așa este, și despre noi ca și
femei soliste ca să stea un bărbat care nu practică această meserie, cât și pentru voi, ca și bărbați lângă o femeie unde nu practică această meserie și totuși sunt alături de voi. E un lucru minunat, așa că îi dorim sănătate multă și putere de muncă și să țină familia în frâu acolo, soție tale, Răzvan. Luăm un telefon și spunem, alo, bună ziua! Alo? Alo? S-a supărat telespectatorul nostru? V-a supărat, nu trebuie să vă supărați. Uitați, mai vorbim și noi cu invitații noștri, să știți și noastră alo? Despre... Da, bună ziua! Română stimată, doamnă! Bună ziua, vă ascult! Da? Dați televizorul dumneavoastră alo? Mai... Dați televizorul dumneavoastră mai încet și noi ne auzim prin telefon, bine? Abia acum ne-am auzit, acum ne-a auzit respectatorul nostru și spunem alo din nou, da? Mai sunteți pe fir? Alo? Ne auziți, nu ne auziți? Alo? Stimați telespectatori, domnul meu care a fost mai devreme acum la televizor și ne-ați sunat. Dacă dumneavoastră dați televizorul încet, la sonor, să ne priviți doar prin ecranul televizorului, dar să nu ne auzim la televizor. Ne auzim doar la telefon. O să ne înțelegem de minune și vă putem prelua telefonul dumneavoastră și să vă facem dedicațiile pe care dumneavoastră le doriți. Păi eu zic așa, până să hotărăște telespectatorii noștri sau poate au înțeles unii dintre dumneavoastră, alții dacă n-au înțeles, hai să luăm telefonul. Alo, bună ziua! Alo? Alo? Ne auziți? Să română, doamnă! Bună ziua, vă ascultăm! Alo? Vă ascultăm! Da, să română, doamnă! Da! Mă numesc? Da, eu vă aud, dumneavoastră nu mă auziți. Păi și eu vă aud destul de bine, vă aud. Eu vă aud destul de bine, vorbiți. Dumneavoastră nu mă auziți, bănuiesc. Vă aud. Eu vă aud destul de bine, să știți. Mă numesc Tudor Mihai. Vă sunt din satul Crețu, comuna Ciocănești, județul Dâmbovița. Da. Vreau să dau și o dedicație. Vă ascult. Hai să întrerup. Din satul Crețu, comuna Ciocănești. Da. Și vreau să dau o dedicație pentru doi băieți ai mei. Spuneți. Dau o dedicație pentru un copil al meu care e mare, lucrează la IPJ Ilfov. Da. Am un băiat care lucrează la IPJ Ilfov. Vă ascult, dați dedicația, domnul meu. Dați televizorul dumneavoastră mai încet, că altfel... Am un bebeluș de 5 ani și jumătate. Vreau să-mi cânte și mie Maria Ghinea, cu cea mai frumoasă melodie pe care o aveți, dumneavoastră înregistrată. Maria Ghinea nu avem în cadrul emisiunii noastre. La noi este o emisiune, domnul meu, în direct. Și cu altă ocazie, când o să o vedeți pe Maria Ghinea la noi în emisiune, cu mare drag o dedicăm. Astăzi o avem pe Maria Vasilache. Și pentru Alin am un băiețel de 5 ani și jumătate. Să vă trăiască. Să vă trăiască. Vă dedicăm acum ce urmează această melodie. Mulțumim din suflet. Domnul meu din Crețu, acum fiindcă am terminat conversația prin telefon, vreau să vă spun ceva. De acum încolo, când doriți dumneavoastră să intrați în legătură directă cu noi, noi vă rugăm din suflet și nu numai pe dumneavoastră, pe toți telespectatorii, în momentul când sunați la noi, la televiziune, să lăsați televizorul dumneavoastră încet, să nu ne auzim, să discutăm prin televizor, ne auzim doar prin telefon, că altfel face microfonul, se aude cu întârziere de câteva minute și o să lungim această emisiune doar cu alo, bună ziua, ne auziți, nu ne auzim, ce facem și nu rezolvăm nimic. Hai să mai luăm un telefon și între timp, Cătălin, te rog să pregătești și melodia cu Maria Vasilache. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Doar o dedicație muzicală pentru
soțul meu, pentru fratele meu și pentru cumnata mea. Cine sunteți și de unde ne sunați? Suntem din Târgoviște. Din Târgoviște. Cu mare drag, acum vă cântă Maria Vasileache, mai târziu am să vă cânt și eu două melodii, Mare și Răzvan Vișan, și până la finalul emisiunii facem toate dedicațiile. Ne pare rău că emisiunea... La revedere! Emisiunea este scurtă, de două ore. Dar trece repede, al rea cu ce este frumos, trece și repede. Hai să cântăm atunci cu Maria Vasileache. Microfonul am luat tot cana. Deci oboseala aș pune cuvântul. Până să-l învăț eu pe Răzvan, să ținem și noi dreapta și stânga, s-a terminat melodia. Na, ce să mai facem? Mai facem o dată, da. Hai să luăm loc și să mai luăm și un telefon. Alo, bună ziua! Alo, să rămână! Bună ziua, vă ascultăm! Am zis o melodie cu Răzvan. Imediat acum, acum. Ați picat la... Aș dori o melodie cu Răzvan ca românii. Ca românii, ca românii. A fost această melodie, va fi o altă melodie, un piculeț mai târziu. Mulțumim. Altă melodie? Altă melodie imediat va urma. După ce închidem cu dumneavoastră, mai discutăm un pic cu invitații și imediat următoarea melodie va fi cu Răzvan Vișan pentru dumneavoastră. Da, vă rog eu frumos, ne rugați cu Răzvan. Bun, imediat o să vă rog. Cred că va cânta la nuntă, sigur, un vecin, dar dumneavoastră, un prieten. Mulțumim din suflet pentru telefon. Ce luăm? Pauză? Hai să luăm acea pauză de două minuțele și vom reveni cu invitații mei în fața dumneavoastră. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare.
de ce îți dorești să faci parte din echipa Coluna TV. A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te înveți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau leduri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Aria.ro sprijină afacerea dumneavoastră prin servicii de calitate, precum servere dedicate cu trafic nelimitat și cea mai bună conexiune la numai 40 de euro pe lună. Vizitați pagina noastră aria.ro pentru mai multe detalii. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Sece Hibrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hibrid. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm. Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll. În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu, numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook Magazin Lenjerie Intimă. Daniela, eleganța începe cu lingeria intimă pe care o porți. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Am revenit, stimați telespectatorii. Maria vrea să adauge vreau ceva. Vreau neapărat să spun, toate melodiile mele au fost dedicate pentru toate colegele mele, în special pentru colega mea Ramonica, o să o pup și ne întâlnim noi la serviciu și discutăm mai multe, pentru vecinul meu, Nicu Zidaru, și pentru familia lui. Tocmai că a intrat domnul Nicu Zidaru. Și n-am apucat să-i mulțumesc așa. Și pentru prietena mea, Violeta, și soțul ei, și pentru toată familia, multă sănătate și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, știe dumneei. Cu siguranță, dacă ne urmăresc, te-au ascultat aceste cuvinte frumoase adresate lor.
Haideți să mai luăm un telefon și spunem alo, bună ziua! Alo? 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 Nu vreți să vorbiți cu noi. De multe ori vreau să vă spun că și emoțiile de la capătul firilor sunt constructive, așa cum vă spuneam. Eu mă mai găsesc, să știți, cu mulți dintre dumneavoastră pe stradă și îmi spune: păi doamnă, am format numărul de telefon și când să vorbesc, mi s-a pus așa un nod în gât și n-am mai putut să mai vorbesc cu dumneavoastră. Păi care ar fi problema? Emoțiile. Ne desparte o sticlă și n-aveți pentru ce. Noi suntem o familie aici. Dumneavoastră sunteți familia mea și eu sunt familia dumneavoastră, pentru că în fiecare duminică eu sunt în casele dumneavoastră. Dacă nu dorește domnul și emoțiile nu i-au trecut, poate își va reveni un piculeț mai târziu. Eu zic să continuăm. Am zis că am să vă dedic și eu două melodii pentru toți telespectatorii postului de televiziune Columna și numai pentru emisiunea mea Pe un picior de plai. Am să vă dedic și eu două melodii pentru că nu mai e timp pentru mai multe, ca să închidem această emisiune frumoasă cu încă o melodie cântată de Răzvan Vișan, așa cum au cerut-o și telespectatorii. Luăm telefonul și spunem alo, bună ziua! Alo? Da. Alo? Alo? Alo, vă ascultăm! Alo? Alo? Da, vă aud! Vă aud, doamnă! Alo? Eu vă aud destul de bine, să știți. Cu două microfoane, dacă vreți, uite, când am în două. Da, probabil știți ce se întâmplă. Televizoarele sunt deschise, ca fiecare om în gospodăria lui, în casa lui, și automat ne aude cu întârziere când spunem alo și nu ne vom înțelege niciodată, că nu reușim să discutăm cu telespectatorii noștri așa cum ne-aș fi dorit. Haideți să vă dedic și eu două melodii, așa că l-aș ruga pe colegul meu, Cătălin, să pregătească două melodii din cele trei îmi propuseseră în această duminică, dar am să vă cânt două și urmează într-o altă duminică să continui. Joc, de când de grâul pe cop, până la storsul vinului, când voi fi nevasta lui. Storsul vinului trecu, nevastă nu mă făcu. Uite zilele cum trec, nu mai rab să nu-mi petrec. Hei, dragă mi-a fost dragostea, n-am avut parte de ea. Urât mi-a fost de urât și de el partea m-a avut. Frunză verde-a mărului, să nu crezi băiatului, că te ține pe genunche, cât îi dai guriță dulce. Și-ți minte mii și sute, apoi pleacă și se duce. Degeaba pântești tu poarta, că el se duce la alta. Hei, dragă mi-a fost dragostea, n-am avut parte de ea. Urât mi-a fost de urât și de el partea m-a avut. Dar acum de când iubesc, nu pot să mă odihnesc. Pun capul pe căpătâi, mă gândesc la neicantăi. Unde-o fi și ce-o mai face, de ce nu se mai întoarce? Hei,
dragă mi-a fost dragostea, n-am avut parte de ea. Urit mi-a fost de urit și de el parte am avut. Dragă mi-a fost dragostea, n-am avut parte de ea. Urit mi-a fost de urit și de el parte am avut. Dă-mi putere să muncesc, să le pot face pe toate, fetița mea să-mi o cresc. Cam un boboc de-i fată, n-aș da-o pe lumea toată. Și cu dinții dacă trag, avere tot am să-i fac. Cam un boboc de-i fată, n-aș da-o pe lumea toată. Și cu dinții dacă trag, avere tot am să-i fac. Noaptea din somn mă trezesc, la fata mea mă gândesc. Pământul aș răsturna, lume pentru fata mea. Să-l ferească Dumnezeu, el de-o vrea să-i facă rău. Că eu pentru ea trăiesc și tot pentru ea muncesc. Să-l ferească Dumnezeu, el de-o vrea să-i facă rău. Că eu pentru ea trăiesc și tot pentru ea muncesc. Dă-mi putere să muncesc, să-i pot da fetiței mele tot ce inima îi cere. Eu îi dau, Doamne, de toate, tu noroc și sănătate. Dă-i noroc fetiței mele și ferește-mi oderele. Eu îi dau, Doamne, de toate, tu noroc și sănătate. Dă-i noroc fetiței mele și ferește-mi oderele. Ei, asta a fost pentru prințesele noastre care au intrat în legătură directă cu noi, pentru toate fetițele și pentru fetița mea, bineînțeles, și pentru toate mămicile care au fetițe, care nu, să-și facă. Dragii mei, cât mai avem până la finalul acestei emisiuni? 6 minute mai avem. Păi eu zic așa, să mai vorbim cu invitații noi și să le spunem cum li s-a părut, mai ales, fraților, mai ales lui Maria Vasilache, astăzi în cadrul emisiunii Pe un picior de blai. M-am simțit foarte bine la tine în emisiune. Acum și dacă nu te-ai simțit bine, nu. Emisiunea trecută. Și mă bucur că am fost alături și de fiecare dată cu mare drag voi veni în emisiune și poate, nu se știe, voi veni cu informația cu care... Doamne ajută, sănătate, eu te aștept în cadrul emisiunii tale, să-mi ajute Dumnezeu să-mi formez și eu o formație. Că Doamne ajută, da, aici anunț publicitar. Da, aici anunț publicitar. Deocamdată nu, e, suntem în stadiu. Mie mi-ar fi plăcut să fie alături de noi astăzi, în duminica asta, și Maria Gheorman, pentru că voi sunteți, pe lângă faptul că sunteți colaboratoare, sunteți și foarte bune prietene și știu că cântați... Ați cântat și cântați în continuare evenimente împreună și un lucru minunat. Și mi-ar fi plăcut, de fapt, să fie și Maria Gheorman alături de noi. Dar cu altă ocazie, cu siguranță. Și separat am cântat. Trebuia să-i și dedicăm, că astăzi este ziua mamei ei și s-a dus la mămica ei acolo să mănânce tort, să facă grătar, numai că afară plouă și uite că Dumnezeu nu ți-a ajutat, pentru că ai venit la mine în emisiune. Glumesc, bineînțeles, Maria. Sănătate multă și mamei tale și ție și copiilor tăi. Răzvan, și cu tine câteva cuvințele. Cum ți s-a părut în cadrul emisiunii? M-am simțit foarte bine și o să vin, încerc de fiecare dată când
m-a chemat să vin. Ați văzut și dumneavoastră la ce oră am ajuns și chiar m-am ținut. Da, ai venit, eram pe ultima 100 de metri, chiar mă și uitam, mă, fraților, dar nu mă apare, zic, s-o fi scăpat la somn, da? Dar așa cum ne-a promis, s-a ținut de cuvânt. Chiar și Maria Vasileache, în ciuda faptului că de la mine va pleca să cânte într-o altă parte, iată, a fost prezent, a plecat de acasă de dimineață și va ajunge mâine dimineață, probabil, înapoi. Păi, dragii mei, eu zic așa, să ne cânte mare Răzvan Vișan. Am rămas datori la telespectatorii noștri cu o melodie, Răzvan, din partea ta, așa că te-aș ruga să treci la locul de cântat. Timpul care am mai rămas, să încercăm. Să încercăm să facem o melodie pe placul telespectatorilor și da, pentru cei care ne-au urmărit și pentru cei care ne iubesc așa, cu bune și rele, pentru că nu este niciodată, nu există om, să nu greșim. Și ne cerem scuze, dacă am făcut câte o gafă în cadrul emisiunii, noi ne cerem scuze din suflet față de dumneavoastră. Muzica cu Răzvan Vișan! Azi stata dintre mine, am îmbătrâni copile. Acum este rândul meu să faci treabă în locul meu. Azi stata dintre mine, am îmbătrâni copile. Acum este rândul tău să faci treabă în locul meu. Și pun toată baza în tine, că nu mă faci de rușine. Și dovrești poruncile într-un, îți spune că am fost o bună. Și pun toată baza în tine, că nu mă faci de rușine. Și dovrești poruncile într-un, îți spune că am fost o bună. Să te mândrești muncile, că ai fost crescută bine, că ai fost crescută bine. Și să pui în gura mare, o, pui și la oricare, să băia băiau lucrutare. Tu să te mândrești muncile, că ai fost crescută bine, că ai fost crescută bine. Și să strigi în gura mare, o, pui și la oricare, să băia băia lucrutare. Hai, maestre! Lasă, tată, lasă-mă mine, c-am văzut multe la tine. Că numele nostru, tată, e puternic ca o piatră. Lasă, tată, lasă-mă mine, c-am văzut multe la tine. Că numele nostru, tată, e puternic ca o piatră. Și pun toată baza-n tine, că nu mă faci de rușine. Și dovrești poruncile într-un, îți spune că am fost o bună.
și pun toată baza în tine, că nu mă faci de rușine. Și nu oprești oricine într-un, îți spune că am fost o bună, mă. Tu nu să te mândrești, copile, că ai fost crescut de mine, că ai fost crescut de mine. Și să strigi în gura mare, o, și la urși care, sunt băiat, băiat, putare. Tu să te mândrești, copile, că ai fost crescut de mine, că ai fost crescut de mine. Și să strigi în gura mare, o, și la urși care, sunt băiat, băiat, putare. Hai, maestre! Mulțumim foarte mult, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și în această duminică, vă spune Ana Crăciun, alături de coprezentatoarea mea, Andrada Dobrescu. Mulțumesc invitațiilor mei pentru prezența în această emisiune, mulțumesc dumneavoastră celor de acasă ascultătorii pentru că ați avut răbdarea și dragostea de a sta alături de noi timp de 2 ore. Mulțumim foarte mult și dacă vreți să revedeți această emisiune, o puteți vedea în această seară la ora 22 și marți la ora 13. Până duminica viitoare, Ani Crăciun, alături de coprezentatoarea mea, Andrada Dobrescu, vă spune numai bine, iubiți-vă mult și nu uitați de emisiunea Pe Picior de Plai. Pupăcesc, o după amiază frumoasă și plină de surprize.